Bună seara, dragi ascultători! Iată-ne din nou în direct, iată-ne din nou în Valea Jiului. Acum câteva săptămâni am vorbit despre un proiect foarte, foarte bun din Valea Jiului. De asta dată avem ca invitat inițiatorul proiectului. Îl salutăm și noi cu mult respect și îl felicităm pentru inițiativă pe domnul Mihai Pop. Bună seara, domnule Mihai Pop! Aș vrea să ne spuneți cine sunteți. În primul rând, bună seara ascultătorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Sunt un simplu, să zicem, om din Valea Jiului care dorește să facă ceva pentru Valea Jiului. Sunt născut crescut sau mutat? Născut crescut și, să zicem, umblat prin toată România, apoi, după ce am fost crescut aici în Valea Jiului, într-o zonă, spunem noi, extraordinară pentru România. Eu cunosc Valea Jiului pentru că pe vremuri Dumnezeu să-l odihnească pe Pop Simion, unul din redactorii de excepție ai televiziunii române cu o memorie fantastică. Făceam emisiuni de tineret în Valea Jiului, chiar amintiri frumoase de la Valea cu Pești de acolo, unde înainte de 89 mergeam și am și coborât prin mină, deci cunosc, eram tânăr atunci, 20 și ceva de ani, mi-aduceam bulgări de cărbune acasă, ca să am amintire. Vă felicit în primul rând. Nimic nu e întâmplător. Tipul meu este tot Pop Simion se numește și așa că iată cum ajungem să vorbim despre două persoane diferite cu același nume. Cu același nume. Spuneți-ne în primul rând de activitatea dumneavoastră. Știu că ați fost și sportiv de performanță. Ca să pornim în etape până ajunge la Valea Jiului și la proiectul pe care dumneavoastră l-ați inițiat. Am lucrat foarte mult timp în partea de proiectare, cercetare. Bineînțeles pe zona industrială minieră, pentru că asta era specifică la noi. Și încet, încet am învățat să fac niște proiecte pentru mine. Am dezvoltat niște lucruri pe partea economică, niște simigerii în zona Valea Jiului, dar în mod special handbalul a fost hobby-ul meu încă de la vârsta de 14 ani și am îmbrățișat acest sport care m-a învățat foarte multe și în viața de zi cu zi. Astfel, în timp am devenit și arbitru de handbal și am reușit să arbitrez probabil meciuri foarte importante pentru campionat. Știu că ați fost în topul arbitrilor, în top 10, să zicem, în România. Primele și ați fost și pe plan internațional. Da, chiar în primele 5 am reușit să ajung împreună cu un coleg de la Hunedoara, pentru că am pornit de foarte de tânăr acest proiect pe parte de arbitraj. Și încet, încet, Federația Română de Handbal, care este una dintre singurele federații care își desfășoară proiecte pe termen mediu și lung, a îmbrățișat tinerii și i-a luat lângă ei. Au trimis în toată țara și am reușit să arbitrez peste 250 de meciuri la Liga 1, fiind probabil cel mai reprezentativ arbitru din județul Hunedoara în ultimii 30 de ani. Da, interesant. Văd că ați avut experiență și în marketing, ați lucrat într-un institut de cercetare și proiectare în Petroșan, deci lucruri deosebite, o viață de om. O viață de om, da, și sincer mi-a făcut plăcere ce am făcut până acum și de acum încolo cu siguranță îmi va face mai mare plăcere pentru că am pornit un proiect major pentru Valea Jiului. Haideți să vedem acest proiect, că de fapt pentru acest proiect v-am sunat și vă mulțumim că ați acceptat invitația postului de radio Pro Diaspora și a emisiunii Afaceri Creative în România să fiți oaspetele nostru, să vorbim puțin despre Valea Jiului în trecut, ca dezvoltare economică, să ne întoarcem la partea de turism a Valea Jiului și potențialul, să ne întoarcem la istorie, ce înseamnă Hunedoara pentru poporul român și mă opresc că sunt 3 întrebări să nu ajungem cu 10 întrebări și să putem să dăm răspunsul la fiecare în parte. Păi, în primul rând, gândiți-vă că pe vremuri, în Valea Jiului, exista o multitudine, aș putea spune eu, de evenimente culturale, sportive. Vă dau un exemplu pe parte sportivă. Dimineața la ora 9 se juca un meci de rugby la Știința, la ora 11 se juca un meci de fotbal pe stadionul Jiu, la unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din România, după care urma un joc de handbal, să zicem, cu o echipă foarte importantă a Științei de pe vremuri, în care jucau mari sportivi ai României. Asta însemna Valea Jiului pe vremuri, pentru că exista, să zicem, o dezvoltare economică corespunzătoare,
Erau peste 600 de mii de locuitori, dacă nu mă înșel, iar în acest moment, din păcate, Valea Jiului a ajuns să aibă sub 100 de mii. Asta ar fi primul răspuns la prima întrebare, iar la celelalte două, din punct de vedere cultural, județul Hunedoara probabil că este cel mai important județ al României din punct de vedere al faptului că în istorie se spune și nu spun eu, spun și istoricii și oamenii care promovează turismul în România, județul Hunedoara probabil că este leagănul Europei chiar, pentru că de aici s-a născut poporul român și se pare că poporul român de fapt a fost principalii, să zicem, principalul popor care a apărut în Europa. Mai departe, dezvoltarea județului Hunedoara ține de politică și proiecte care le fac și oamenii privați, așa cum sunt și eu. Haideți să spunem radioascultătorilor noștri care sunt plecați de mult din țară. Ce cuprinde Valea Jiului ca localități? În acest moment, Valea Jiului, din punct de vedere administrativ, nu există, da, ea există cu aceste autorități publice, cele 6 localități luate de la stânga la dreapta, Petrila, Petroșani, Alinoasa, Vulcan, Lupeni, Urican. Valea de Pești, de care ați amintit, se află undeva mai sus, în zona montană, dar din câte știu aparține de localitatea Urican. Aceste 6 localități au fost dependente de partea industrială de minerit. Încet, încet, această zonă, să zicem, se închide pe partea industrială. Mineritul nu va mai exista. Și trebuie căutate alternative. Este interesant. Spuneți-ne acest concept, Valea Jiului împreună. Ați pornit conceptul acesta sportiv și revenim asupra lui, dar ați creat o stemă a Văii Jiului. Cum Da. v-ați gândit la o stemă a zonei? Păi, în primul și în primul rând, din cauza faptului că se tot aude la televizor că ar trebui să dezvoltăm proiecte strategice integrate de dezvoltare durabilă, aceste localități, din punct de vedere al achiziției publice, pentru că ele așa își pot desfășura activitatea strict, prin achiziții publice, nu pot să achiziționeze un brand al Văii Jiului. Însă interesul lor este comun de a dezvolta împreună niște proiecte pe turism. Atunci, în decursul timpului, handbalul, cum am fost tot timpul lângă el, a pornit o strategie pentru a deveni sport național. De ce? Pentru că bugetele nu ne mai permit să facem altceva. La fotbal nu ne mai putem compara cu alte țări care sunt mult mai dezvoltate decât România. Iar la Federația Română de Handbal a venit cineva cu idei, să zicem, moderne și corecte pentru a dezvolta acest sport și s-a legat fix de leagănul poporului român, județul Hunedoara, prin mesajele pe care le-a transmis. Domnul președinte Alexandru Dedu, fost jucător la FC Barcelona, împreună cu o echipă de marketing strategic, a pornit această strategie care se denumește în felul următor: scoate dacul din tine la handbal. Există un dac în fiecare dintre noi. Imnul echipei naționale de handbal feminin a României, una dintre cele mai bune din lume în acest moment, este imnul denumit cu căciurile pe frunte, care subliniază feieria din Curbura Carpatină, adică zona noastră, zona județului Hunedoara. Și atunci această legătură între handbal și zona turistică a județului Hunedoara a fost făcută plecând de la handbal. Sigur, aveți și o stemă care are Respectivă. tricolorul cu lupul dacic. Da, stema respectivă am construit-o în decursul timpului, după un brainstorming, așa îl denumim noi, cei care lucrăm în marketing, adică ne-am dus la oamenii din Valea Jiului, din cele 6 localități, și am întrebat ce credeți că va reprezenta cel mai bine pe dumneavoastră în afara localității, în afara țării. Spre surprinderea mea plăcută, spun eu, toată lumea a început să se implice într-o astfel de strategie și mi-a dat niște idei, toată lumea mi le-a transmis. Tot ce a fost bun am preluat, tot ce a fost mai puțin bun, să zicem, am reușit să convergem cu toți înspre aceeași idee și iată că am reușit să construim un simbol strategic pentru promovarea turismului, această stemă a Văii Jiului, care
cuprinde, să spunem, cele mai importante elemente ale zonei. Cerbul Carpatin, care este cel mai mare cerb din Europa, se găsește ca trofeu în zona județului Hunedoara, chiar aici, în Valea Jiului, Munții Carpați. Există în acest moment un mare reprezentant sportiv al zonei, se numește Toma Cocone, în stema Văii Jiului am făcut loc acestui mare sportiv, pentru că probabil este cel mai pregătit sportiv din România în acest moment, deoarece participă la cele mai mari competiții ca și greutate din punct de vedere sportiv, se numește Red Bull X-Alps, iar în Valea Jiului, în această stema Văii Jiului, am cuprins și inclusiv mediul academic, Universitatea Petroșan, printr-un simbol care se află central poziționat în stemă, pentru că el reprezintă viitorul acestei Văi a Jiului. În jurul stemei sunt toate cele șase zone de interes strategic, să spunem noi, pentru dezvoltarea turismului, și acestea sunt Transalpina, Cheile Jiez, Parând, Pasul Vulcan, Masivul Straja și Retezat, Cheile Buții. În principiu, zona noastră probabil că este cea mai mare din punct de vedere, să zicem, al aerului ozonificat. Ea are 50 de kilometri lungime pe 25 lățime. Iar un lucru extrem de important pe care foarte puțină lume știe probabil în România, în zona Valea Jiului există peste 45% din totalul lacurilor glaciare existente în țara noastră. Chiar în cadrul STEME am introdus această hartă a Văii Jiului, care are forma unui lac glaciar, iar noi am denumit STEMA Văii Jiului foarte simplu. Hai în feria din Carpați și fă sport, pentru că aici se pot practica foarte multe sporturi, iar județul Hunedoara este locul de naștere al poporului român. Această stemă, de fapt, definește un concept, un concept strategic și noi chiar am lansat un îndemn să vină toată lumea să descopere acest mic univers al nostru. Foarte interesant. Deci proiectul acesta strategic, care are integrat în el un program de dezvoltare durabil al comunității prin handbal și turism, dumneavoastră ați inclus partea de educație, învățământ. Care este grupul țintă al dumneavoastră? Acest proiect al nostru cuprinde toate domeniile de interes național, educație, cultură, sport, sănătate, la care adăugăm turismul. Și cum v-am spus, el a plecat din grupul țintă handbalul pentru a ajunge în partea finală a lui, turismul. Acest joc de handbal are niște lucruri foarte importante pentru dezvoltarea zonei. Adică, în primul și în primul rând, noi ne-am adresat cu acest proiect copiilor din toate școlile din Valea Jiului. Rețineți, am reușit să vorbesc cu aproximativ 45 de directori din toată Valea Jiului, astfel încât să găsim o soluție concretă. Am încheiat niște parteneriate strategice. Toți directorii au înțeles necesitatea acestui proiect și am pornit împreună o dezvoltare armonioasă a copiilor pe handbal. De ce? Pentru că acolo vom învăța să lucrăm în echipă, iar jocul de handbal nu este orice fel de echipă, este o echipă care aleargă repede, se mișcă în viteză, iar cuvântul a anticipa, de fapt, le va dezvolta inteligența acestor copii care să ne reprezinte în viitor pe parte de turism, pe partea specializărilor Universității Petroșan, care se află într-un loc cheie în centrul acestor patru domenii de interes național. Ele vor fi legate prin planuri educaționale între Universitatea Petroșani și cele patru domenii. Prin această stemă strategică, copiii vor porni să joace handbal nu oricum, ci cu un nutriționist lângă ei, cu psihologi acreditați pe parte sportivă și educațională. Adică vă referiți la niște lucruri personalizate. Personalizate pe planuri educaționale, clar, împreună cu directorii acestor școli am stabilit aceste lucruri împreună și cu domnul rector de la Universitatea Petroșani, cu domnul Radu Sorin, care este un mare susținător al acestui proiect. Și pe lângă aceștia vom avea, bineînțeles, partea de asigurare medicală și recuperare medicală în caz de accidentări a copiilor, iar în plus de asta copiii vor învăța să-și crească îndemânarea și forța prin tenis de masă, bodybuilding sau not. Deci este un proiect care pleacă din zona sportivă pe susținerea, bineînțeles, a Federației Române de Handbal, care a venit în Valea Jiului la lansarea acestui proiect, care a fost,
să zicem, una foarte mare, cea mai mare probabil din ultimii 30 de ani în județul Hunedoara, în cadrul unui concert pe stadionul Jiu Petroșani, în fața peste 11.000 de spectatori, dovorând și un record mondial pe handbal în acest sens, lucru care va evidenția și Federația Internațională de Handbal. Am lansat pentru prima oară în lume un club de handbal pe stadion în fața unei astfel de asistențe. Foarte interesant. În primul rând, dumneavoastră plecați de la a dezvolta armonios societatea și plecați de la copii printr-o dezvoltare armonioasă prin sport, prin nutriție, ceea ce duce la o inteligență mult mai bună, la performanță, și înțeleg că ați înființat și clase speciale de handbal. Nu încă, dar pe viitor vom înființa astfel de clase speciale. În acest moment trebuie să urmăm niște proceduri, niște pași. Nu se pot rezolva în cadrul unui proiect strategic integrat de dezvoltare durabilă niște mini-proiecte decât urmând niște pași. Primul pas a fost făcut. Toată lumea știe că o să începem să jucăm acest, să practicăm acest joc. Toată lumea știe, de la primul primar de la Petrila până la ultimul la Urican, toată lumea știe de proiectul nostru, inclusiv Consiliul Județean Hunedoara. Le mulțumesc primarilor care m-au susținut în lansarea acestui proiect și sper că vor veni lângă noi și, să zicem, încă doi primari care, în momentul în care am pornit acest proiect, unul dintre ei care era în campanie electorală, probabil că va veni lângă noi. Dar cel mai important, sper să vină și primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții, care deocamdată încă nu a găsit o soluție, pentru că, așa cum v-am spus, achizițiile publice în România sunt foarte sofisticate și în acest moment n-au găsit posibilitatea legală, efectivă. Forma legală, sigur. Probabil că în viitor vom găsi și eu cred că am găsit-o prin acest club de handbal, pentru că vom ceda această promovare feerică a Văii Jiului gratis autorităților locale. Vom încerca să subliniem zona fără a le cere bani pe treaba asta. Sigur, mai ales că este un proiect național ceea ce faceți dumneavoastră și handbalul devine, prin promo și ceea ce faceți dumneavoastră în Valea Jiului, devine un sport național și ne gândim că acolo este Sarmisegetuza, obiectiv turistic, da? Adică leagănul poporului român, exact cum spuneți dumneavoastră. Județul Hunedoara are ce probabil nu au țări întregi. Dar asta cu siguranță vom dezvolta în viitor, din punct de vedere atracție turistică. Ceea ce vreau eu să vă spun, în acest moment, noi am pornit acest proiect pentru că vă întreb și pe dumneavoastră, n-ați auzit atâtea rude, atâția prieteni care vor să plece în altă parte? Eu am devenit un încăpățânat al zonei, pentru că vreau să-mi urmăresc visul aici acasă, nu vreau să plec de aici. Adică nu este să urmărim visul american, ci să urmărim visul național, visul dezvoltării în Valea Jiului, și înțeleg că acolo se creează și, sau aveți în perspectivă o infrastructură de a crea săli de sport, eu știu, cu profesori specializați în educație fizică și sport. O să rămâneți surprins. Fiecare localitate din Valea Jiului are în acest moment o sală de sport. Asta este foarte important în cadrul proiectului nostru. Iar deci au fost realizări în acest timp. Sală de sport și de curând se va da drumul la cea mai modernă sală de sport din Valea Jiului, din județul Hunedoara, chiar în Petroșani. Compania Națională de Investiții va finaliza proiectul Sala Sporturilor din Petroșani, unde sperăm noi să creștem acești copii, să avem o echipă în Liga a doua sau chiar în Liga a întâia. Și dacă mă gândesc bine la ce am gândit eu în cadrul proiectului, ar fi foarte important pentru noi ca aici, în Petroșani, în Valea Jiului, în toate localitățile, de fapt, să dezvoltăm un centru olimpic de excelență pentru handbalul masculin, bineînțeles cu susținerea autorităților locale și județene. Însă mai am un lucru foarte important să vă spun. Acest privilegiu, să zicem, l-am reușit împreună cu mai mulți parteneri. Acești parteneri probabil că în timp se vor înmulți, pentru că este primul proiect strategic de dezvoltare durabilă a unei comunități care s-a unit prin handbal pe stadion în 1 iunie în cadrul acestui concert. 1 iunie, ziua copilului. Da, de ziua copilului, nu întâmplător am ales acea dată, pentru că 1 iunie reprezintă viitorul acestei localități. Și împreună
o să reușim să facem niște lucruri cu siguranță în timp, pentru că nu este un proiect să ne ascundem, să spunem, noi l-am inventat. Țările occidentale fac treaba asta de foarte mulți ani. Gândiți-vă că... Da, dar nu au ce avem noi acolo, peisaj, localități, dezvoltare. Asta e diferența între noi și ei. N-au poporul harnic. Noi suntem un popor muncitor. Da. Suntem probabil un popor care poate fi greu înțeles de cineva, dar cu atât mai mult suntem mai interesanți pentru zona europeană. Noi o să subliniem acest lucru în cadrul proiectului și ca să înțelegeți de fapt cât de mult m-am implicat în acest proiect, vreau să vă spun că această zona noastră cu lacurile glaciare, cu tot ce există în zona montană, dezvoltat până în acest moment, totuși a rămas ca o biosferă naturală. Nu suntem o zonă de turism în care lumea să vină cu mașina, să urce până în vârful muntelui, să coboare înapoi, însă rețineți că probabil în timp și cred că suntem beneficiarii unei zone care poate este rară în Europa, s-ar putea să fie chiar unică, lumea se va sătura de acel simplu urcat pe munte și cred că va veni în zona Valea Jiului pentru, să zicem, a răzbi singur în a urca pe munte și a vedea cu adevărat ce înseamnă muntele, așa cum este el tradițional. În zona noastră din Valea Jiului pot să spun că există niște zone care le vom promova foarte mult, zona Țara Momârlanilor, care ar putea fi, să zicem, principalul continuator al celui mai vechi cuvânt din Europa, Miorița. Avem pe lângă această Țara Momârlanilor și multe alte lucruri de vizitat. În zona Straja, să zicem, a dezvoltat un partener al nostru, se numește domnul Pârău, care întreține această stațiune Straja, a dezvoltat deja niște mini-concerte, niște mini-proiecte chiar și vara pentru a promova feria pe timpul iernii. Acum, să mă înțelegeți că zona Valea Jiului are multe locuri de vizitat și probabil că nu-i ajunge unui turist probabil nici câteva săptămâni să vadă tot ce... Cu siguranță postul de Radio Pro Diaspora, care este și partener cu proiectul dumneavoastră și suntem, să zicem, onorați că colaborăm. Vrem să luăm două lucruri ca să ne apropiem, oricum ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii, la ceea ce faceți dumneavoastră acolo, probabil că ne va trebui ani să povestim. Avem două elemente pe care le scoatem în evidență. Odată, dezvoltarea zonei prin turism, atât românii aflați în diaspora, dar și străinii care poate să vină în Valea Jiului și crearea locurilor de muncă. În primul și în primul rând, locurile de muncă, după cum bine știți, se creează foarte greu. Pentru asta trebuie să convingem investitorii că facem ceva interesant aici. Și vă dau o veste foarte mare, spunem noi, pentru Valea Jiului și pentru ascultătorii din Valea Jiului și din întreaga Europa. În acest moment, împreună cu conducerea radioului dumneavoastră, o să facem tot ce este posibil să participăm la un eveniment major, se numește Campionatul Mondial de Handbal Feminin Germania 2017, unde probabil vom participa ca și corespondenți acreditați exact în zona națională feminină de handbal a României. Tragerea la sorți va avea loc în data de 27 iunie și vom ști exact în ce localitate trebuie să ne deplasăm. Pentru asta deja urmărim obținerea licențelor și acreditărilor necesare de la Forul Internațional de Handbal și plecând cu ideea asta, o să dezvoltăm un site pe care îl dețin și cu care am participat și în trecut la campionate europene și mondiale pentru a transmite informații în direct în jurul naționalei de handbal feminin a României, urmând ca pe acest site, de fapt, să promovăm integrat zona Valea Jiului și toate obiectivele ei pe partea de turism. Vă referiți la eurohandbal.ro? Eurohandbal.ro este site-ul pe care îl dețin și pe care o să-l pun la dispoziția autorităților publice pentru a ne promova în exterior, astfel încât, mergând la acest campionat mondial, să reușim să încheiem parteneriate de colaborare cu țările nordice și dezvoltate pe handbal, Germania și Franța, astfel încât să aducem turiștii în leagănul Europei.
De ce trebuie să ascundem? Avem niște povești incredibile de promovat în această zonă, a Văijiului, de exemplu. Tăticul meu, cum v-am spus, se numea Pop Simeon, a jucat handbal cu probabil cel mai mare antrenor din istoria, să zicem, gimnasticii românești, domnul Caroi Bela. El a plecat din Valea Jiului jucând handbal. Asta este un lucru care probabil lumea știe mai puțin. A plecat din zona Valea Jiului și a descoperit zeița perfecțiunii, da, pe Nadia Comăneci și urmând să se întoarcă apoi acasă și a dezvoltat la Deva probabil cel mai mare centru olimpic de gimnastică care exista la acea vreme. Deci avem niște povești interesante de transmis acestor federații internaționale de handball, Germania, Franța, Danemarca, Suedia, Norvegia, unde România, rețineți, este văzută foarte bine. Acest joc de handball este singurul ca sport de echipă care deține 4 titluri mondiale, iar respectul federațiilor europene și internaționale de handball față de România este major. Mergând la un astfel de campionat mondial împreună, vom reuși să promovăm așa cum trebuie nevoia de investiție într-o zonă probabil unică în Europa. Și împreună cu dumneavoastră sper să și reușim să facem ceva deosebit pentru noi. Cu mare drag ne vom implica foarte mult, deci postul de radio ProDiaspora și emisiunea Afaceri Creative în România va fi alături de dumneavoastră. Chiar în cadrul emisiunii Afaceri Creative în România, în timp ce discutam cu dumneavoastră, vom iniția după, să zicem, august sau septembrie, în funcție de programul dumneavoastră și noutățile din Valea Jiului, o rubrică de, nu știu, 5 minute, povești din Valea Jiului. Da, cu siguranță aș putea să vă transmit și un an întreg astfel de povești. Sunt foarte multe și foarte interesante. Tocmai știu, când eram copil, era o oră, cred că ora 18 sau 20, când ascultam la teatru radiofonic piese de teatru cu Noapte Bună Copii. Și atunci, să creăm aceste povești, sunt dispus împreună cu doamna director Ecaterina Câmpeanu să ne deplasăm ori de câte ori este nevoie în Valea Jiului și ne veți chema, să creăm la gura Sovei, să zic așa, aceste povești de succes. Pentru că nu trebuie să pleci din România ca să scrii o istorie, ci trebuie să ai curaj și dumneavoastră sunteți un om curajos, domnule Mihai Pop, și vă felicităm pentru ceea ce realizați. Un mesaj pentru radioascultătorii noștri din diaspora sau românii noștri de pretutindeni. Joacă handbal și descoperă micul nostru univers, Valea Jiului. Județul Hunedoara aleagă în poporului român și eu vă mulțumesc pentru invitație și mi-a făcut o deosebită plăcere. Stimați ascultătorii, ați ascultat prima poveste din Valea Jiului al domnului Mihai Pop. Vom reveni în cadrul emisiunii Afaceri Creative în România cu povești din Valea Jiului. În continuare, muzică așa cum îi place poporului român.